O, pe scurt, conținutul actului dumneavoastră de căsătorie și vă rog să mă urmăriți. Deci, Primăria Municipiului Târnăveni, act de căsătorie numărul 97 de astăzi, 20 septembrie 2013. S-a prezentat în fața noastră domnul Valăbi Iosif, născut pe 4 octombrie 1984 la Târnăveni, cu domnișoara Târnăveni, fiul Valăbi Iosif și Catalin Ildico, și domnișoara Mureșan Ana Maria Alexandra, născută pe 20 iulie 1990 la Târnăveni, cu domiciliul la Târnăveni, fiica lui Mureșan Gheorghe și Monica Ana. Și, după căsătorie, numele Varodin și Varodin Mureșan. Da? Stimați tineri, căsătoria este un eveniment de o deosebită însemnătate în viața oricărui cetățean al țării noastre și de aceea îi se acordă atenția cuvenită acestui moment solemn. Eu am convingerea, atunci când v-ați hotărât să faceți acest pas aici în fața noastră, l-ați făcut după matură chisință și l-ați făcut din dragoste curată, sper. Da. Dragoste curată, să vă călăuzească în întreaga viață de familie. Pentru că numai în acest fel, ceea ce voi veți realiza, va fi dragul și practic. Dar în același timp, viața dumneavoastră de familie este strâns legată de viața socială. Iar cinstea, corectitudinea, dar mai ales sinceritatea, trebuie să vă caracterizeze în întreaga viață de familie. Și această viață de familie, cum știm cu toții, nu este și nu o să fie întotdeauna netedă și lipsită de greutăți. Sper că aceste inevitabile probleme ale vieții să fie mai ușor de trecut și să fie mai ușor învinse, numai și numai dacă dumneavoastră, ca soț și soție, veți fi părtași atât la necazurile cât și la bucurile vieții. Și acum dați-mi voie să vă întreb și vă rog să-mi răspundeți. Cetățene Valăbi Iosif, de bună voie și nesfric de nimeni, o iei în căsătorie pe cetățeana mureșan Ana Maria Alexandra? Da. Cetățeana mureșan Ana Maria Alexandra, de bună voie și nesfrită de nimeni, îl iei în căsătorie pe cetățeanul Valăbi Iosif? Da! Constatăm că vor fi îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și în încheiere am obligația de a vă spune câteva dispoziții din noul cod civil și anume familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la o plătire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei. În sensul prezentului cod civil, prin soț se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie. În urma consimțământului dumneavoastră cel exprimat, vă declar căsătoriți. Din partea primăriei, din partea mea personală, vă felicit și să fie în acum rog să luați două amândoi. Bravo! Să ne spunem că au fost. Că n-aș fi făcut. Nu, Cristina. În timp ce semnesc ca să-ți facă și vă Barabi! Face natura. Acum cu voi trebuie să faci natura. Aici pe lini, pe lini, pe lini. Trebuie să semneze și apoi. Cam greu, frate, chiar. Uitați-vă la finalul. Așa. Acum am dus în loc dacă mai trebuie și să la casă. Sigur nu. Zanașul? Sigur nu. Sigur nu, văd nu-ți doar pe-a sănătură. Privirea să-ți facă poză. Mulțumesc. Și acum vă rânesc certificatul de căsătorie. Să fie într-un ceas cu noroc. Și acum poți să-ți felicit soția oficial. Să-ți facem.
Poți să dea și Nelu? Poți să-l și pus? Aia contează. Nelu ca e Nelu. Upa, tu, upa, bă, cât mai lung, cât mai lung. Cât mai lung. Da. Excelente, bine.